Am verificat miturile abonaților pe Brawl Stars. Pe spatele capului lui Griff este un nou Brawl. Au fost mituri adevărate sau... Da, știu că parcă filmezi din peșteră. Hai, mai chiar așa. Mituri adevărate sau false, ce-am aflat nou, stai pe la sfârșit pentru a vedea. Acesta este Mythbusters în Brawl Stars. Vizionare plăcută. Ochiul lui Crow este în gura lui Tara. În gura la Tara, de fapt, bă. Din cât țin minte eu, nu-i se vede gura lui Tara, așa că nu-mi imaginez cum ar putea să fie în ochiul lui Tara. Deci, sincer, acum, însă, hai să, adică în gura lui Tara, dar hai să vedem totuși, să-i dăm uite aici și da, din câte se pare nu-i se vede gura. Bine, trebuie să recunoaștem că ochiul Tarei, adică ochiul ăsta gen, ochiul adevărat, seamănă destul de bine cu ochiul lui Crow. Adică dacă vă uitați, este și așa puțin mai are pe aici un triunghi gen, un ascuțit și da, înțelegeți voi, seamănă foarte bine, dar oricum nu putem spune că este în gura lui Tara, adică n-are nicio logică. Nu știu sincer cum ai ajuns la concluzia asta, așteptăm o explicație. Practic, voi spune fals. Oameni buni, nu uitați că dacă mai vreți Mythbusters pe canal, trebuie să facem neapărat 2500 de like-uri la acest videoclip. Așa că dă chiar acum like, dacă încă n-ai văzut-o. Griff când își face animația, scoate o monedă din mânecă și după ce cade moneda în borcan, mai scoate una tot din mânecă. Băi, las. Bă, frate, Griff mai este, îi se mai spune Iosefinii lui Griff, ești nebun, adică pe bune. Hai să vedem, Griff ar trebui să fie uite aici jos și ok, ok, o scos-o într-adevăr și face scheme și-o căzut. Stai, mi s-o părut mie sau a căzut de sus moneda asta la altă? Deci hai să ne uităm, da? Deci, țac, țac, ok. Nu, o scos-o de nou din mânecă. Băi, interesant, frate, ilusionist, frate, băi, grifești, nemul, nu dai cu el. Da, da, într-adevăr, o căzut în borcan, clar o căzut moneda în borcan, deci clar am văzut. Și acum o scos-o din nou din mânecă. Bă, nu știu eu de astea, dar na, am mai văzut, oricum trebuie să recunosc că am mai văzut pe la români, eu talent, pe la una alta, știu și o să fac de asta, știți? Fiți anteni, eu nici măcar n-am mânecă, vedeți asta? Deci acum o vedeți, acum, oh my god, ești nebun, oh, stai, acum iar o am în mână. Cum pana mea au făcut, what the fuck? Apropo, nu a observat nimeni că mi-am ras mustața, adică, pe bune-am. Da, putem spune, confirmat. Dacă te uiți la descrierea lui Griff, zice că e proprietarul magazinului Star. Ar fi ajutat dacă spuneai asta de mai demult, știi, gen, na, mă rog. Ideea este că am făcut un videoclip în care am zis că Griff ar fi tipul ăla care prinsă Star Park, dar trebuie să ne uităm aici mai bine, ia să vedem. Deci, Griff is the proprietor of Star Park's gift shop. Business is bad, but he still throws coins away from his employees. Băi, dă-te în pana mea. Bă, frate, bă. Da, ok, ok, ok. Știți că în ultimul videoclip am zis că el e tipul ăla din Star Park? Acum este destul de clar și probabil mulți știau deja chestia asta și asta și era ideea, frate. Dar eu cred că am ratat ceva în viața, să înțelegeți. Eu nu știam, na, pana mea, eu nu știam. Știi, dar am zis că fac un videoclip că asta... Da, mă rog, nu contează. Ideea este că, da, într-adevăr, putem spune... Confirmat. Dacă îl miști pe Carl, se uită la tine. Ok, 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 nu știu ce zic despre chestia asta, se uită la tine, dar nu neapărat că se uită la tine, adică o să vedeți, o să vedeți, am mai vorbit despre chestia asta și într-adevăr este ceva destul de interesant și anume, uitați-vă la Carl, da, deci uitați-vă la Carl, dacă îl dai așa, pare că se uită în continuare la tine, dacă te uiți într-un anumit fel, dacă tot mintea ta îți imaginezi, te concentrezi și îți imaginezi că, bă, el nu se uită la mine, se uită în altă parte, se uită la, abar n-am la ce se uită, ideea este că, da, într-adevăr, poate nu o să ți se pară, gen, nu o să meargă iluzia asta, să-i zic așa, optică. Dar dacă, nu știu, dacă îți imagine, dacă te uiți în ochii lui și îți imaginezi că se uită la tine, apoi chiar pare că se uită la tine într-una, deci pe bune. Fiți antrene, încercați. Da, voi spune, confirmat. Carl în poza are gene, dar când îl selectez nu le mai are. Nu prea înțeleg sincer logica de ce i-ar fi făcut gene Carl. Astea, bă, nu gene, bă, chiar mă gândeam, frate. Că de ce ar fi făcut gene, gen, nu, astea sunt pur și simplu niște efecte, așa să dea dinamică pozei, înțelegi? Eu știu că sunt termeni neboni pe aici folosiți de domnul David, dar na, vă obișnuiți voi cu atâta inteligență. Ideea este că da, aici nu are, pentru că acolo este pur și simplu de model, sunt liniile alea, exact, și în cazul ăsta voi spune fals. O fată de la Star Park are dinții după câteva secunde ascuțiți. Am văzut chestia asta. Pentru că, gen, am văzut după ce mi-ai zis tu și este foarte interesant, hai să ne uităm împreună. Asta este că nu prea sunt sigur la care se referă, pentru că la acel minut este oarecum un cat, adică schimb de pe scena asta pe o scenă mai încolo, unde mai este o femeie, uite, fix aici, dar hai să ne uităm puțin la tipele astea, deci astea nu mi se pare că au dinții ascuțiți, așa că cel mai probabil te referi la tipa asta, la altă, despre ea vorbeam, și anume aia din dreapta, din câte îmi imaginez eu, te-ai referit. Dar nu prea îi se văd dinții, adică nu prea știu cum ai putea să-ți dai seama că are dinții
ascuțiți sau nu. Jesus, frate, cum ce nebun e videoclipul ăsta oricum. Da, ideea este că e interesant, dar nu știu sigur dacă este adevărat, nu știu, să-mi scrieți și voi ce credeți în comentarii. Am văzut pe cineva că spunea că ar putea fi Colette, pentru că am mai văzut cineva aparent dinți ascuțiți, așa că am să vă cred pe cuvânt și voi spune confirmat. Apropo, aveți insta-ul meu în dreapta, de iubare jos official, și stai, nu da skip, deoarece răspund la absolut orice mesaj, ok? Și business, și mesaje cu salut, ce faci, la absolut orice răspund, așa că am văzut că mulți îmi scrieți pe Discord, să știți că pe Discord nu prea răspund. Vă răspund dacă mă aveți la follow, neapărat. Baza are pe marginile ochelarilor un semn pe care l-are și Amber pe cureaua ei. Oh my god, ok, nebunie, efectiv prea multe cuvinte într-o propoziție, stai să mă gândesc, deci practic Baz... Pe margine, da, atunci gen capul rozetei, nu, da, seamănă cu capul rozetei, da, mi-am test. Are trei chestii de astea, un cer practic și trei de astea în sus, șpițuri de alea, uite-și pe Amber, că nici pe nu am, că brawler tâmpiți, bă frate, nici că ar pica, câți mama, aproape 50 de brawler, what the fuck, mă rog, ideea este că da, hai să ne uităm, bă, nu aș zice că seamănă, adică gen... Seamănă într-adevăr, dar nu este același, pentru că el are trei țăpuși din ăștia, știi, în sus. Iar ăsta are asta e pe cureaua, semnul de pe cureaua lui Amber, are numai doi țepi. Deci, practic, ce să înțeleg de asta, bă, doi, trei, gen, nu e aceeași treabă, ce să mai... Însă seamănă oricum, seamănă puțin cu capul rozetei, dar nu cred că s-au gândit nici măcar developerii la chestia asta. Așa că voi spune... fals. Griff trage cu bani ca Penny, iar la ultimată trage cu cărți ca Tara. Ești nebun, combinație între Tara și Penny. Ok, păi hai să îl vedem pe Griff, bineînțeles. Am mai văzut cum atacă și așa, adică vă dați seama. Dar ideea este că n-am acordat importanță, așa că hai să vedem. Aolău, ce ne face internetul, frate. Doamne, ok, se poate observa că dă cu bani într-adevăr, însă nu prea pot să-i încarc ultimată din cauza netului. Ok, hai cu Dumnezeu înainte, hai. Ok, avem ultimata încărcată, hai să o dăm și... Bă, I mean, nu prea s-a văzut ultimata din cauza că netul efectiv e prea părnaie, pentru că gen, acum nu l-am pe Wi-Fi, înțelegeți, nu l-am pe cablu, pot să-l dau pe cablu, dar mă rog, este mai complicat. Ideea este că nu, alea mi s-au părut a fi bani note, ceea ce înseamnă tot bani, dar după cum am spus, nu am putut să văd toată animația, așa că poate... Mi-o sărit ceva din nou, gen n-am văzut, frate, știi? Și în cazul ăsta vă las pe voi să scrieți în comentarii, oameni buni, ce credeți? Este adevărat sau nu? Să nu m-ați ținut aici sub videoclip, dacă vezi un buton roșu de abonează-te, care încă este roșu, apasă pe el și să -mi scrii în comentarii în ce culoare s-a transformat. Sau dacă deja l-aveai apăsat, îți mulțumesc foarte mult. Vezi, primești și mulțumiri speciale. Ideea este că fiecare abonat în parte contează și dacă ai stat până acum pe videoclip, înseamnă că îți place videoclipul meu, așa că m-ar ajuta o mică susținere ca eu să continui. Deja s-au mai abonat peste 85.000 de persoane, deci tu de ce să nu faci? Pe spatele capului lui Griff este un nou brawler. Băi, las-o, frate, în ultimul timp numai video de asta e Mi Busters cu nou brawler cu nu știu ce. Unde, brother, gen mă uit, dar nu prea îmi dau seama unde te referi. Credeți că ar putea fi referire gen GG? Să fie un brawler care se numească GG sau cel puțin GG, gen nu GG, GG, ar fi foarte interesant, nu știu, nu, sincer nu cred că ne gândim prea departe, nu bă, ăștia de la Supercell chiar atât de știință, adică problema. Ideea este că aici avem Cash Only, Spike, Colette, o inimă, așa că nu-mi imaginez, IU sau Lu, bă, ăsta ar putea fi și Lu, eventual, dar nu cred că ăsta e un L. Gen Lu, Spike și Colette. Bă, nu te mai întoarce, prostule, mă rog. Ideea este că nu cred, sincer, dar poate ar fi ceva referire la GG, referință un alt, înțelegeți voi? Să-mi scrieți în comentarii ce credeți. Eu, sincer, nu pot spune încă adevărat sau fals, dar să fiu sincer, nu prea cred că s-o gândi developerii așa departe, așa că voi spune fals. Să o legeți și un video de pe ecran și ne vedem acolo. Pa, pa!